Eveniment important la Colegiul Mihail Cantacuzino din Sinaia. Oficialitățile locale, cadrele didactice și elevii au participat la inaugurarea sălii de sport a liceului. După ce s-a muncit intens la renovarea și modernizarea ei, astăzi a fost redată spre folosință. A fost o atmosferă de zile mari la Colegiul Cantacuzino și pentru a testa așa cum se cuvine terenul, s-au disputat și concursuri sportive. Această sală a fost reabilitată, modernizată și, după cum observați, este foarte curată. Fac o paranteză să vă spun că s-a muncit enorm de mult, a durat reabilitarea acestei săli 2 luni, iar curățenia acestei săli, care este deosebit de importantă pentru sănătatea voastră, a costat foarte mult. Primarul Vlad Oprea, fost elev al Colegiului Mihail Cantacuzino, a fost mulțumit de rezultat. S-a implicat în reabilitarea sălii și permanent s-a interesat de modul în care au decurs lucrările. Mai mult, a decis ca tinerii să practice educația fizică într-un loc modern și viu colorat. Astăzi a rămas impresionat când a văzut rezultatul final și și-a adus aminte de anii de liceu. Îmi pare bine să fiu alături de voi astăzi într-o nouă sală de sport. Ce frumos să vedem multele de aici, de sala de sport. Acum mulți ani de zile, când eram elev la Colegiul Cantacuzino și veneam aici în sală, totdeauna aveam așa un sentiment de... cum să spun... Erau, pe vremea noastră, erau foarte multe culori, așa terne și necolorate. De aceea am dorit foarte mult să dau și școlii, colegiului în care voi învățați, echipa de majoretă a școlii a intrat pe teren și fetele au demonstrat că știu să încingă atmosfera și să-și încurajeze echipa. Însă cel mai așteptat moment a fost meciul de basket disputat între elevii colegiului și profesori. Din echipa profesorilor a făcut parte și primarul Vlad Oprea, care a intrat pe teren și a făcut echipă cu cadrele didactice. Meciul a fost unul strâns, iar din echipa profesorilor, Lăcrămioara Cojoianu, directorul instituției de învățământ, a marcat cele mai multe coșuri spre bucuria colegilor. În sfârșit, după cum am spus și la deschidere, după 2 ani de stagnare, după 2 ani de nefuncționare, sala aceasta a prins viață și orele de sport se vor desfășura, în fine, într-un cadru deosebit. Ați muncit mult, nu-i așa? Desigur, nu ne lăudăm. Întotdeauna totul se face cu muncă și cu sacrificii. Cu siguranță copiii aveau nevoie de ceva frumos. Era o sală veche în care ani de zile se băgaseră bani, dar nu se vedea absolut nimica. Lucrurile totdeauna erau de proastă calitate și banii se consumau. Așa încât am hotărât să ne implicăm în mod direct și să reabilităm total această sală. Acum, cum spuneam și mai devreme, mulți ani de zile am făcut și eu, am fost elev al colegiului și sala și atunci era foarte seacă, culori numai alb, gri, și am vrut să-i dau o pată de culoare, pentru că copiii trebuie să se bucure și când vin la sport să vină cu o mai mare bucurie la școală. În ultimele 2 luni s-a lucrat la foc continuu la sala de sport a colegiului, pentru ca astăzi să fie inaugurată. Totul a fost modernizat pentru ca tinerii să beneficieze de cele mai bune condiții la orele de educație fizică. Conducerea instituției de învățământ i-a sfătuit pe licenți să practice sportul, deoarece numai așa se vor dezvolta armonios și vor avea un corp sănătos.